Se spune că atunci când ești sub influența băuturilor alcoolice, ai tendința să fii un pic mai sincer decât de obicei. Însă cât de adevărat este de fapt acest lucru? Există încă multe aspecte pe care oamenii de știință în neuroștiință nu le înțeleg despre modul în care alcoolul afectează creierul uman. O mare parte din cercetările de până acum s-au concentrat pe daunele neurologice la scară largă pe care le poate provoca consumul de alcool. Un studiu recent publicat în PNAS a demonstrat că inclusiv o doză mică de alcool poate duce la schimbări de durată în neuronii șoarecilor și ai muștelor. Cu alte cuvinte, alcoolul are darul de a micșora creierul. Una dintre zonele creierului care este afectată de alcool este din păcate și zona care este responsabilă pentru raționament, judecată și, în general, cea care ne ajută să facem alegeri bune în viață. Vorbim despre cortexul prefrontal. Efectul alcoolului asupra acestei zone duce de asemenea la pierderea inhibiției. Alcoolul ne poate împinge să avem un comportament sexual riscant, să practicăm jocuri de noroc pe bani pe care nu-i avem, dar și să conducem sub influența alcoolului. Mai mult, se pare că ne face un pic mai sincer decât ar fi cazul. Sentimentul de încredere în sine este un motiv important pentru care oamenii aleg să consume alcool. Un studiu din 2017 a analizat profund conceptul de personalitate de bețiv. Cercetătorii au recrutat 156 de participanți cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani și le-a cerut să evalueze propriile trăsături de personalitate după ce au băut. Un grup de participanți a primit apoi vodka Lemonade până când concentrația de alcool din sânge a ajuns la 0,09, iar după aproximativ 35 de minute li s-a cerut să participe la o serie de activități. Înregistrările video ale activităților au fost folosite pentru a permite observatorilor să evalueze trăsăturile de personalitate ale indivizilor beți. Aceste observații au fost comparate cu evaluările proprii ale indivizilor de la începutul experimentului. Poate deloc surprinzător, a existat o trăsătură de personalitate care s-a remarcat în mod deosebit. Participanții au raportat că s-au simțit mai extrovertiți după câteva pahare, dar și mai euforici și încrezători în propriile forțe. Relatează playtech.ro.